da una, întotdeauna fără ezitare, sunt acolo și mă duc la biserica de localitate, unde bineînțeles îl cunosc pe domnul părinte, și mă încarc cu foarte multă energie, mă liniștesc, îmi limpezesc gândurile, deci este senzațional. Trecem pe latura artistică. Deocamdată îmi voi face... Nu duce la este, nu poți să mai crezi, mai duce de De filme, de cărți, de teatru, foarte puțin. Nu e bine, deloc. Dar o să reușesc la un moment dat să-mi organizez viața astfel încât să pot să ating toate aceste lucruri. Știu, știu, știu. Deja îmi este, de asta spun, dar mă gândesc că odată ce înaintez în vârstă, o să fiu suficient de matură, astfel încât să pot să spun nu altor lucruri și să pot să mă bazez exact pe ceea ce mă interesează pe mine, pe suflet. În București îmi place să mă duc la teatrul de comedie, îmi place să mă duc la caragiale, îmi place să mă duc la... Teatrul Național, bineînțeles. Nu, teatrul de comedie e. Îmi place să te la Popescuane în mine. Îmi place Alexandru Arșinel. Teatrul de reviste. Teatrul de reviste, exact.